Geologii încep forajele în orașul care se surpă. Specialiștii vor să afle ce provoacă adâncirea craterului din Slănic și cât de mare este amploarea acestui fenomen care a dus, ați văzut, la evacuarea a 10 de persoane. Colegul meu Cristi Georgescu, corespondent Antena 3 CNN, vine cu informații de ultimă oră despre ce urmează să se întâmple acolo. Cristi, te ascultăm. Bun găsit! Bun găsit, vorbim despre o ședință care a avut loc în această dimineață. În cadrul ei, vă spun, specialiștii pun la punct detaliile ce țin de logistica necesară pentru a face aceste foraje și toți parametrii de care au nevoie. Vor stabili exact locațiile în care trebuie să sape pentru a obține răspunsuri, dar și adâncimea la care trebuie să ajungă. Ei bine, potrivit hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență, prin care Institutul Geologic al României a fost îndrituit să intervină și să facă aceste foraje, termenul limită pentru încheierea lor este de 13 mai. După ce vor fi finalizate, a doua zi, pe data de 14 mai, trebuie să-și prezinte concluziile la care au ajuns după aceste foraje. Datele sunt importante, având în vedere că s-ar putea stabili cauza acestei surpări, dar totodată i-ar putea ajuta pe experți să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în prezent în subteran, mai ales după lucrările de stabilizare făcute aici. Având în vedere aceste intervenții de stabilizare, prefectura spune că au avut succes. În momentul de față, întreaga zonă din Slănic este monitorizată, după ce, la prima vedere, solul de semne că s-a stabilizat. Chiar și așa, autoritățile nu au dat mai multe detalii despre un eventual termen la care cei 58 de localnici evacuați din casele lor s-ar putea întoarce.